Adică toate bunurile care intră în posesia statului, din diverse motive, să nu mai fie vândute prin licitații tradiționale, ci pe internet, așa cum poate ar trebui să se întâmple de mult timp. Până se va digitaliza ANAF, haideți să vedem cum procedează instituția în prezent pentru a vinde produsele confiscate. În primul rând trebuie să depuneți multe hârtii, să dați declarații, să faceți dovada pentru scrisoarea de garanție bancară, care să reprezinte 10% din prețul de pornire al licitației. Cine nu înțelege ce are de făcut, poate să dea un telefon la ANAF să se lămurească, iar unele bunuri, să știți că pot fi văzute anterior. Ce se schimbă? Păi, Ministerul Finanțelor a inițiat un proiect ambițios pentru modernizarea procesului de executare silită. Adică vor cei de la ANAF o platformă de licitații online care este în curs de dezvoltare cu scopul de a facilita achiziția de bunuri sechestrate, cum ar fi mașini, terenuri, case. Această inițiativă digitală va permite atât persoanelor fizice cât și firmelor private să participe mai ușor la licitații pentru bunurile scoase la vânzare de ANAF. Valoarea estimată a contractului pentru crearea platformei IT depășește 2,5 milioane de euro, marcând un pas important în eficientizarea și transparentizarea procedurilor de executare silită. Să nu credeți că lucrurile se vor schimba peste noapte. Dezvoltarea unui sistem informatic integrat pentru licitații online face parte din obiectivele de investiții ale Planului Național de Redresare și Reziliență și este programată să fie finalizată în următoarele 17 luni, deci aproape un an și jumătate. Până atunci rămânem la ce avem. În București și în alte orașe din țară, ANAF dispune de magazine specializate unde se vând bunuri confiscate de inspectorii fiscali, de vameș sau de poliția de frontieră. Ce mi se pare și mai interesant este că sistemul acesta integrat va include, pe lângă platforma informatică de licitații online, și o aplicație informatică de case management și evidență a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului. Și acum, ca să vă faceți o idee despre importanța acestei platforme online, haideți să vedem câteva exemple de bunuri vândute de ANAF. Începem cu o licitație care va avea loc în 11 iunie, la care oamenii legii vor să vândă un apartament cu 3 camere, situat în București, într-o zonă bună, aș putea spune, cumpărat prin programul Prima Casă. Iar prețul de pornire, pentru că este a doua licitație, ajunge la 62.788 de euro. Deci dacă nu s-a vândut la prima licitație, prețul se micșorează la următoarele încercări. Un alt apartament, din sectorul 4 de data aceasta, de 2 camere, mult mai mic, are un preț de pornire de puțin peste 48.000 de euro. La fel, discutăm despre un apartament luat prin programul Prima Casă. Să știți că ANAF vinde atât apartamente, mașini, dar și aparate IT. De exemplu, la o altă licitație, oamenii legii au avut niște prețuri bune pentru laptopuri. Mai exact, un aparat pentru gaming a plecat de la 1.426 de lei, iar unul mai performant poate să coste peste 2.500 de lei. Însă, sunt și modele care costă aproape 5.000 de lei. Dar ca să vă faceți o idee, cel de 5.000 de lei de la ANAF nou înseamnă undeva la 11.000 de lei. Așadar, un sistem IT înseamnă mai puține drumuri, mai rapid și poate ANAF se gândește să pună poate și câteva poze cu aceste produse, case, apartamente sau mașini, asta ca să fie mai ușor, să le fie mai ușor celor care vor să facă o astfel de achiziție.